În toată Europa, școlile sunt deschise, deși în multe țări situația provocată de pandemie este mult mai gravă decât în România. Este imperativă reluarea educației copiilor. PSD respinge categoric ca actuala generație de copii să fie una de sacrificiu pentru că guvernul Orban este incapabil să facă ce trebuie. Ce carte e? Ce carte e? Când noi avem de fiecare obie câte un profesor și tot nu învățam de multe ori. Da, acum... Ăștia nu știu ce dracu să le mai scoată și ce să mai facă cu bieții copii. Au nenorocit țara. Păi ce să faci tu cu copiii ăia, cu măștile pe față? Cu... Că vă spusei, noi aveam de fiecare oră câte un profesor și tot de multe ori nu învățam. Ai. Credeți că se dorește analfabetizarea în masă? Nu, ai va știe, nu pot să mă pronunț, dar după câte se vede, cred. Cred că așa e. Ăștia sunt niște copii ratați. Credeți că este o generație de sac... Da. Cu tot sufletul spun și mă doare. Se dorește o analfabetizare în masă? Probabil că asta și caută. L-am votat pe domnul Iohannis din tot sufletul, dar acum regret. Școala online este un simulacru. S-a dovedit că sistemul online nu poate răspunde unor minime cerințe educaționale. Multe școli, peste 2000 nu au internet deloc. În câteva mii de școli internetul este foarte prost, iar peste 800.000 de copii nu au niciun dispozitiv pentru a se conecta online. Trebuie să lasă școlile să meargă așa cum a fost pe timpuri. Da, ce face... Guvernul ăsta de acum e ceva de groază. Credeți să vedem voi mâine ce se întâmplă. Credeți că se dorește analfabetizare în masă? Da. Dacă rămân de guvernul ăsta, care e acum cu Iohannis și cu Ludovic Orban, da. Specialiștii avertizează că așa zisele studii pe care guvernul PNL le invocă sunt inconsistente și nu justifică închiderea totală a școlilor. PSD propune deschiderea școlilor și testarea ori de câte ori este necesară sau apare o suspiciune, astfel încât cei infectați, indiferent dacă sunt elevi sau profesori, să fie identificați și izolați rapid, iar ceilalți să-și continue activitatea.